Știu că aveți emoții și e normal să aveți emoții. Așa ceva se întâmplă odată în viață. Adevărat. O să dai și mă gândesc să mără familie, bă, dacă nu. Auzi, mă, handicapatul, știi când cred că am avut eu emoții mai mari ca acum? Săptămâna aia când am fost profesorul sulipitor la liceu, mă știi? Da, așa e. Covorul roșu e covorul roșu. Hai că a vorbit și Gica Hagi, stai bine acum. Ia taci, mă, din gură, așa e, bă. Covorul roșu e covorul roșu, mă, mâncă pe-și gura voastră. Am auzit, dar el mă mâncă la-și gura lui. Dar în morții lui că e un covor! Ia uite-mă, stau magit atâta pentru un covor roșu, da-l dracu să-l cânt! Ia uite-mă, că măcar dacă era dracu, că ăla lua la de, știu, ăla de zbura așa și așa. Ce avem emoții, da, înțelegeam. Dar acum, taia-l morții lui. Are dreptate. Nu înțeleg de ce să avem emoții. Eu una, m-am obișnuit. Da, da, ce vorbești, băi, nenorocire cu ea, nu? Bă, voi toate așa că, da, ea dă doar pe săptămână, e pe covorul roșu de laca, nu? Cum e studenții cu zacuzca, dă doar pe săptămână, așa și e. Nu mă refeream la asta, mă refeream că eu acolo la mine, la Torino, aveam covor roșu în fiecare cameră. Da, vă rog din suflet să aveți mare, mare grijă. Nimeni nu trebuie să afle adevărul despre acest film. Oamenii trebuie să creadă exact ceea ce le dăm noi să creadă. Că este un film cu scenariu, cu actori, că este despre un tânăr sărac care a fost nevoit să facă film porno, că ideea realizării filmului este una genială, conceptul de making of, etc., etc. Adevărul ne-ar ucide orice șansă. Adevărat. Nu cred că pentru noi spuneați neapărat treaba asta, ci mai degrabă pentru o anumită persoană. Ai auzit handicapatului ce a spus omul ăsta? Da, mă, dai dreptul jos acolo, întreabă tău. Domnul producător, stați fără liniște. Deci dacă îndrăznești acolo și să spui ceva ne la locului, dacă faci vreo prostie data, să mără domnița Bălașa, fac Sfânta Cruce, te despic o bardă.